bine ați venit și în această seară la întâlnirea noastră de seminar. Textul pe care îl avem, Ioan capitolul 17, de la versetul 9 la versetul 26. Așa se încheie ultima cuvântare a Domnului Iisus. După spălarea picioarelor, după instituirea cinei, după o cuvântare, la final avem această rugăciune. Este o rugăciune pentru ucenici. Noi o studiem în această seară, iar apoi la sfârșit avem și noi un timp de rugăciune pe baza cuvântului pe care îl studiem, a învățăturilor pe care le luăm din felul în care Fiul se roagă Tatălui pentru ucenicii Săi. În această rugăciune de final avem două moduri de adresare din partea Fiului către Tatăl. Amândouă sunt unice. Nu mai regăsim nicăieri în Evanghelii aceste expresii. În rugăciunile Mântuitorului, doar aici sunt folosite. Sfinte Tată și Neprihănitule Tată. Din felul în care te adresezi cuiva, spui multe. Cum îl descrie Fiul pe Tatăl Său în această rugăciune pentru ucenicii Săi? Ne arată nouă în ce fel Tatăl se relaționează la noi, cei pentru care Fiul se roagă. Luăm pe primul mod de adresare. Sfinte Tată. Un fel de a descrie pe Dumnezeu ca fiind altfel. Ca fiind de dincolo. Distinct de lumea aceasta. Fără să fie atins de stricăciunea ei, de păcătoșenia ei. În același timp, un tată măreț, slăvit. Pe acestea le avem în vedere atunci când auzim acest mod de adresare, Sfinte Tată. În același timp, El este descris ca fiind suveran, dar aproape. E separat de tot ceea ce este rău aici. Dar este lângă noi. Ne iubește, ne păzește, ne poartă de grijă, așa cum un tată își păzește copiii și se îngrijește de ei. Aceste trăsături și de jos și de sus sunt împletite în ambele moduri de adresare. Și în prima, Sfinte Tată, și în a doua, Neprihănitule Tată. Cea de-a doua este mai ușor de explicat. Un Dumnezeu drept. Un Dumnezeu curat. Un Dumnezeu în care nu găsești parțialitate. Nu ține cu niciuna dintre părți. Este un tată drept. Primul mod de adresare apare spre începutul paragrafului nostru, la versetul 11. Al doilea este spre finalul paragrafului nostru.
primul mod de adresare are cererile cele mai multe. Cel de-al doilea mod de adresare sunt legate niște constatări. Cum stau lucrurile la momentul în care Fiul și-a încheiat lucrarea? Acesta este drumul pe care îl parcurgem și noi în această seară. Cu privire la primul mod de adresare, Sfinte Tată, Fiul îi cere pentru ucenicii săi trei lucruri. În rugăciunea Lui pentru noi, El formulează trei cereri. Vedeți, deja ne-am pus și pe noi în această rugăciune. Pentru că la un anumit moment, Mântuitorul spune așa. Vorbește și despre aceia care vor crede prin cuvântul lor. Dintre aceia suntem și noi. Și noi suntem cuprinși în rugăciunea aceasta. Când Fiul este la momentul plecării, îl aduce pe Dumnezeu în sfințenia Lui, în puterea Lui, în suveranitatea Lui, dar în același timp în apropierea Lui față de noi, față de ucenici. Și Fiul, pentru toți ucenicii Lui, cere trei lucruri. Aceste trei vor fi conținutul studiului nostru, la care adăugăm ce avem legat de cel de-al doilea mod de adresare. Dar aici este cel mai mult din toată rugăciunea lui Domnului. Aceste trei cereri. Prima dintre ele. Când Fiul nu este aici, când Fiul este plecat, când lucrarea Fiului s-a încheiat și acum ucenicii o duc mai departe, așa cum Tatăl l-a trimis pe El, El îi trimite pe ei. Primul lucru de care ei au nevoie din partea Tatălui este ca acesta să-i păzească de cel rău. El spune așa, cât timp am fost cu ei, eu i-am păzit. Pe toți aceia pe care mi-ai dat, pe toți i-am păzit cu o singură excepție. Fiul pierzării. Așa cum spune Scriptura. Știm despre cine vorbește. Vorbește despre Iuda. El a fost cu ei la început în camera de sus. Dar destul de devreme în întâlnirea lor, el a ieșit afară în noapte și s-a dus să-i vândă, să-l trădeze. Mântuitorul știe cât de puternice sunt uneltirile celui rău. Și că ucenicii săi rămân ai săi numai dacă sunt păziți de Dumnezeu. Lucrarea Mântuitorului poate fi continuată de către ucenicii săi dacă aceștia sunt păziți de Tatăl. Această protecție divină este prima cerere din partea Fiului. Ei fiind păziți de Tatăl, sunt acel fel de ucenici care, pe de o parte, se îndeletnicesc cu cuvântul pe care l-a dat Fiul, iar pe de altă parte, veghează asupra unității lor. Aceste teme ale adevărului, cuvântului, unității, apar în fiecare din aceste trei cereri. Auzim mereu în lectura noastră ca ei să fie una. Locul adevărului în viața lor, al cuvântului pe care l-a adus Fiul. Acestea merg mână în mână, se împletesc. Dar noi
citim această rugăciune prin prisma modurilor de adresare și prin prisma cerurilor. Acestea sunt modalități de a reține cu ușurință structura rugăciunii Mântuitorului. Ca un lucru cu aplicație personală este că rugăciunea este legată de nevoi. Are o anumită desfășurare. O poți urmări. Dacă e să vorbești despre ea, să o analizezi, îi poți puncta pașii principali. Deși ceasul despărțirii este un ceas al întristării, așa cum scrie în capitolul 14, nimeni nu se pierde în această împrejurare. Nu se pierde cu firea. Mântuitorul știe că i-a sosit ceasul și are nevoie să petreacă acest timp numai cu ucenicii săi și să învețe ultimele lucruri de care au ei nevoie. Iar apoi, la final, să îi încredințeze în grija Tatălui. Locul cuvântului și al unității sunt priorități pentru ucenicii care sunt păziți de către Tatăl. Cea de-a doua cerere. Sfințește-i prin adevărul tău. Mai întâi se ocupă cu primejdile din afară. Toate uneltirile celui rău să nu-și atingă țintele. Iar apoi avem focalizare pe lăuntru. Așa cum El este descris ca fiind un Tată Sfânt, acum ei trebuie să ajungă la fel. Această temă a asemănării dintre Tatăl, Fiul, iar apoi ucenicii, este dezvoltată pe larg în această Evanghelie. Așa cum Tatăl m-a trimis pe mine, așa eu vă trimit pe voi. Vedem aceste legături, ceea ce face Tatăl, face Fiul, iar apoi trebuie să facă ucenicii. Dacă Tatăl este Sfânt, Fiul este Sfânt și e de așteptat ca ucenicii să fie Sfânt. El, Fiul, și vorbește aici așa. Mă sfințesc pentru ei. Ce vrea să spună? Sfințirea trebuie înțeleasă mai întâi cu înțelesul de punere deoparte pentru o anumită răspundere, pentru o anumită slujbă. În cazul lui Iisus, El se dăruiește total ucenicilor săi. Această sfințire a Lui pentru ei are acest înțeles. Rațiunea Lui pentru care a venit este mântuirea lor. Această consacrare a Fiului pentru ucenicii săi este modelul pe care ei trebuie să-L urmeze. Dar ca să ajungă la așa ceva, trebuie să ajungă ceva. Și de aceea avem cea de-a doua cerere. A doua cerere este formulată: sfințește-i prin adevărul tău. Tema adevărului în Evanghelia după Ioan este o temă largă. Adevărul L-a adus cuvântul întrupat. Harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Așa ne se spune. El de aceea s-a născut și a venit în lume ca să mărturisească despre adevăr. Iar acest adevăr pe care l-a adus Fiul și El
i-a condus în acest adevăr, iar Duhul continuă să învețe acest adevăr, are și acest rezultat. Rezultatul sfințirii. Viețile lor se curăță, se sfințesc, se pun deoparte pentru Dumnezeu și ele au o țintă precisă. Eu mă sfințesc pentru ei, din nou, ei să fie una, ca lumea să creadă că Tu m-ai trimis. În felul acesta, această lucrare, cea de-a doua lucrare a Tatălui, în viețile ucenicilor, se împletește cu ceea ce a fost spus la prima cerere. Și acolo avem rezultatele unității. Și acolo avem lucrarea cuvântului pe care ni l-a dat Fiul. Dar aici Tatăl folosește adevărul pe care l-a adus Fiul despre El pentru ca ucenicii să fie puși deoparte. Pentru ca viețile lor să fie vieți sfinte. Care e adevărul tău? Care e adevărul lui Dumnezeu? Adică ai spus că e Ioan, dar acum ce se înțelege prin adevărul tău? Deci, în primul rând, avem această unitate de identitate între cuvântul care s-a făcut tu și adevărul. Fiul vorbește despre El în felul acesta. Eu sunt calea, adevărul și viața. În toate lucrurile despre care El a vorbit, a spus adevărul. El a adus adevărul despre Tatăl. Adevărul despre starea noastră. Adevărul despre identitatea Lui. Adevărul despre mântuire. Despre credință. Despre veșnicie. Adevărul este descoperirea adusă de Fiul, din partea lui Dumnezeu, cu privire la tot ceea ce avem noi nevoie să cunoaștem pentru viața spirituală. În felul acesta aș da răspuns. Cea de-a treia cerere, ca ei să fie împreună cu mine. Ne aducem aminte cum începe capitolul 14. Când El le-a vorbit despre faptul că urmează să plece. Inima lor s-a întristat. Cuvintele Mântuitorului sunt acestea. Să nu vi se întristeze inima, să nu fie cuprinsă de durere. Aveți credință în Dumnezeu. Eu urmează să merg să vă pregătesc un loc. Pentru că acolo unde sunt eu, să fiți și voi împreună cu mine. Vedeți cum merg aceste trei cereri. Ele arată drumul pe care îl parcurge ucenicul de la momentul în care Fiul și-a terminat lucrarea până la momentul în care ei își termină lucrarea. Au nevoie să fie păziți de Dumnezeu, de Tatăl. Au nevoie să fie sfințiți prin adevărul lui Dumnezeu de către Tatăl, iar la urmă ei să ajungă în locul pe care îl pregătește Fiul, ca ei să fie împreună cu mine. Ei să vadă slava mea. Această temă a slavei apare chiar de la începutul rugăciunii. Proslăvește pe Fiul tău așa cum și Fiul te proslăvește pe tine. Dă-mi înapoi slava pe care o aveam la tine încă înainte de întemeierea lumii. O reașezare a Fiului în comuniunea cu Tatăl, comuniune slăvită. Aceasta este cea de-a treia cerere. Dar în ea se face foarte mult loc ucenicilor. Ei să fie împreună cu mine și ei să vadă slava mea. Ei să vadă cum sunt eu la tine.
Și de asemenea, locul pe care îl am pregătit. Vedeți, la urmă, când a venit ceasul plecării, când lucrarea este aproape de sfârșit, aceste trei cereri sunt esențiale pentru lucrarea care urmează, pentru lucrarea ucenicilor. Nu poți să o faci fără protecția Duhului. Nu poți să o faci fără sfințire. Ajungi la urmă să fii împreună cu El. Aceea este ținta. O rugăciune ca și aceasta, cu aceste trei cereri atât de simple, ne învață și pe noi lucrurile fundamentale. Foarte repede suntem captați de mărunțișuri. Foarte repede. Lucrurile mărunte, care de cele mai multe ori sunt rele, ne împovărează, ne înveninează chiar. Și pierdem din vedere ținta. Ne împiedicăm de mărunțișuri. Această rugăciune a Mântuitorului pentru noi ne arată lucrurile de care avem nevoie să ajungem din la urmă. El să roagă pentru el. El face din ele cereri de rugăciune. Vă rog. Și rugăciunea Tatălui nostru spune cine izbăvește pe noi de cel rău, izbăvește de cel rău. Nu am conceptul sau ce înseamnă, care e diferența dintre relele care le experimentăm noi astăzi și răul care face cel rău. Adică fiecare experimentăm rău. Sau ăsta nu-i rău, îl numim noi rău, dar ce-i rău atunci? Mântuitorul vorbește, deci noi nu știm dacă cel rău este personal sau nu. Nu știu dacă ne putem adresa celui rău cu el, cu ea, dacă este masculin, feminin sau este altceva. Nu știm. Noi niciodată nu știm adevărul din partea celui rău. El întotdeauna minte. Felul în care apare, felul în care ispitește, felul în care se poartă, nu spune adevărul despre el. De aceea, în acest domeniu al satanologiei, noi intrăm foarte puțin. Noi îl cunoaștem numai indirect, prin uneltirile lui. Deci ar fi putut să spună păzește de diavolul. Exact. 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 De satan. Da. Sigur. Cum ar fi lumea asta dacă nu ne-ar păzi? Sau unde se întâmplă? Deci, ca și lume, înțeleg, ne-am autodistruge fiecare. Dar zic ca și David, intru în templu și zic, abia acolo mai văd slava lui Dumnezeu. Dar și la rău o duce bine, mai bine ca noi, și noi ducem rău. Din cauza diavolului, din cauza noastră. De ce ne izbăvește? Cel credincios, ucenicul, face față ispitelor și uneltirilor celui rău, pentru că are parte de protecția Tatălui și pentru că trăiește o viață de sfințenie. Altfel, și el este ca și toți ceilalți. Fără acestea, fără protecția Tatălui și fără sfințirea lucrată cu toată de adevărul Tatălui, și noi de aceea, acestea sunt lucruri esențiale care ne ajută să ducem mai departe lucrarea Fiului. De aceea, cel de-al doilea mod de a
neprihănitul de tată. Nu are cereri legate de el, ci doar niște constatări legate de cunoaștere. Lumea nu te-a cunoscut, dar aceștia au cunoscut că tu m-ai primit. Constatări legate de cunoaștere, iar pe baza acestei cunoașteri avem constatări legate de dragoste. Dragostea cu care m-ai iubit tu este ei. Continuarea lucrărilor în mod concret, pe lângă protecție, sfințire și ținta spre locul pe care îl pregătește Hristos, are această dinamică a cunoașterii lui Dumnezeu și a dragostei lui Dumnezeu. Cu acestea lucrează ucenicii. Fiul, cuvântul întrupat, l-a făcut de cunoscut, pentru că el vine din sânul Tatălui. El vorbește cuvintele Tatălui. Ucenicii le-au crezut. Ei au ajuns și ei să cunoască pe Fiul, să cunoască pe Tatăl. Așa începe rugăciunea. Viața veșnică este aceasta. Să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Iar această cunoaștere se vede înspre noi din felul în care El ne-a iubit. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul Fiul. Natura lui Dumnezeu este iubire. Este dragoste. Când îl cunoști pe Dumnezeu, cunoști dragostea lui Dumnezeu. Iar lucrarea între oameni are aceste două coordonate. Așa e Dumnezeu și pentru că este așa, El așa se poartă. Și pentru că El este așa și pentru că așa se poartă, la fel trebuie să fim și noi și la fel trebuie să ne purtăm și noi. Când oamenii văd dragostea dintre ucenici, ei știu cine suntem. Suntem ai Lui. În felul acesta se încheie cuvântarea lui Iisus din camera de sus. În felul acesta toate se adună și se pot ține minte cu mare ușurință. Și din acestea vreau să facem